Nu contează cât de lung am părul. Bun venit acasă. Am revenit acasă. Ce frumos este să te întâlnești cu familia. Sentimentul așa de nu ne-am mai văzut de mult. Stai să zic cum a fost, zic cum e și stai. E super sentimentul ăla. Wow! Da, mulțumim, tată, mulțumim. Te poți mărita, gata. Mamă, e un miros. Exact, că e super bun. Hai, bun, eu. Hai, e bun. Passion fruit. Am postat din Africa atâtea videouri. Am început cu un video care zice o să stăm în Africa timp de o lună de zile. Și de fapt vedem că am postat mult mai multe videouri. Deci Melissa a stat în călătoria asta 2 săptămâni și apoi s-a întors la școală și noi am stat o lună. Dar pentru că toate videourile astea necesită timp pentru editare și pentru că imediat după ce am ajuns acasă au venit așa lucruri peste noi, tot felul de chestii, m-am lălăit cu editarea videourilor, așa că ne-am întins de fapt cu toată povestea din Africa pe o lună și ceva. Deci nu am stat atât de mult în Africa, ci am venit eu mai greu cu videourile. Bun, hai să vedem cum a fost prima întâlnire, primul contact acasă cu bunica. Hai! Mamă, bagajele, casa! Ce faci, iubita? Ce faci? Ce bine mi-e rău. Ce bine mi-e rău. Am un cadou pentru tine. Cine? Tu ești cadou? Nu. Ți-am luat și ți-e dat, nu așa. Ce drăguț, scoare, te gândi la mine. Și de asta. Bunica, ce faci? Da, mi s-a zis, ce faci? Uite! Ce zici de Scarlett? Hai că data viitoare nu mai plecăm fără tine. Da. Vii cu noi. Stai liniștit, când îl desfaci. Ce zici? Îți place? Dar ție îți place cum îi stă? E african. Pui de african. Așa, așa arată africanic, ei n-au cum să aibă părul drept. Și atunci îl fac așa sau așa. Mie nu-mi place. Așa nu-mi place. Mă așteptam. E ok. La Revoluție era un cântec, dacă îți mai aduci aminte. Nu contează cât de lung am părul, ci contează ce și cum gândesc. Lume, lume, so, nu-l mai ții minte? Un lucru care ne impresionează foarte mult sunt fructele în Africa. Așa că am adus cu noi niște mango, le-am cărat după noi, am sperat să nu se strice și da, nu s-au stricat și le-am dat să încerce tuturor din familie câte o bucățică, am luat și passion fruit și asta a fost o chestie faină. Tot timpul sentimentul ăla când vii acasă plin cu bagaje și cu traiste și cu... Ia uite că ăsta am adus, passion fruit și mango, trebuie să testeze bunica neapărat. Oh, cum e casa? E bine casa? E ok? Ce casă faină avem! A rezistat până acasă? Cum e? Cât de cât, da. Au încercat în Dubai unul, în timp ce venisem spre casă și era acidulat, era stricat. Sunt curios dacă ăstea au rezistat. Mango, mango de Kenya. Mamă, e un miros. Asta este mango, adevărat. Fructul perfect. Din Africa. Ia uite și sucul bea. Vroiam să aseamăn cu vreun fruct de-a nostru, dar nu e o asemănare, dar e bună. Asta este fructul pasiunii. Și ăsta, ia uite cum arată. Uite cum face în față. Stai așa. Crezi că ea nu-i place. E foarte bun. Și ăsta bunii e așa. E mai acru bunii. Și ea gustă. Gustă că e super bun. Hai bunii. Hai, e bun. Passion fruit. Uite așa cu lingurița. De ce zice? Fructul pasiune. Pentru că este... Pentru oameni cu pasiune. Este pasional. Că... Devine o pasiune fructul pasiunii după ce îl guști. Nu că e bun. Nu-ți place? Nu. Asta e foarte bun. Ăsta e un pic mai acru. Wow, cum miroase, dragilor. Ia uite.
Oh, și mango, nu. Asta e foarte fain. Mai dăm la cineva încă să încerce mango? Ia, hai, gustă. Cum e, mamă? Cum e? Parfum? Esență de ceva, nu? Eu vreau să zic că e prima dată când gust în viața mango. N-am mâncat niciodată. Și cum e? Ok. Ok? Atât? Da. Păi dar dacă nu știu gustul ăsta de cumpărat. Da. Dar fructul pasiunii ai mâncat? Pasiunea am pentru mai. Ia gustați. Na, pe gustul meu mai repede ăsta decât... Și mie îmi place sucul de mango cu passion împreună. Parcă numai passion, parcă e prea acru cumva și împreună au un gust foarte bun și nu trebuie să pui zahăr deloc, sunt perfect. Andra, ți-am adus passion. Ia să ne zici ce părere ai. Place. Asta îmi place. Uh-huh. Și mai avem, din astea mai avem, iubi. Interesant, da, nu e un gust pe... Nu e un fruct pe gustul meu. Cum se simte după boală? Se simte bine, i-am dat antibiotic, am respectat tot ce mi-a dat doctorul și acum o să-i dau ceva pentru imunitate, pentru cum că toți verișorii sunt cu pojar sau pojar. Cu ce aveau. Pojar! Pojar, bunit. La cât au lipsit, asta mai lipsește acum să mai ia vreo rubiolă, rujiolă, varicelă, da, pojar sau de-astea, că-ți mai stea încă vreo 2-3 săptămâni acasă. Mie să recuperez. Da. Deci mi-a luat să recuperez, Doamne. Când am ajuns acasă, am avut surpriza să vedem că mare parte din verișori, unii vaccinați, alții nevaccinați, au făcut pojar. Păi, ne-am gândit, zic, băi, Amza, oare cum o să fie cu el, ba, 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 ba. Și am sperat să nu ia, dar în cele din urmă a luat și el pojar. N-am stat să mai facem un vlog exact pe tema asta, dar a postat Sara niște poze pe Instagram. Cei care ați urmărit-o acolo ați văzut că acum câteva săptămâni a avut pojar și a trecut, s-a recuperat bine, a trecut prin boală foarte, foarte bine. Bine, boala e grea, în sensul că a dus-o și că a fost puternic. Când a făcut febră prima dată, ne-am gândit că s-ar putea să fie malarie. Adică n-ai cum să te întorci din Africa și să nu-i în calcul că ar putea să fie malarie când faci febră. Noi am avut la noi cumpărat de acolo din Kenya un tratament și n-am vrut să-l dăm așa, hai să-l dăm, pentru că cum e tratamentul ăsta? Când faci febră, în 2 ore trebuie să iei tratamentul și am preferat să mergem să facem test pentru că putea să fie și pojarul. Am zis, bă, dacă are pojar să-i dăm mai nasol, să-i dăm și tratamentul ăla de malarie, nu-i bine, așa că am făcut test de malarie, asta a fost cea mai bună idee, a ieșit negativ și na. În următoarele zile chiar a început să aibă simptomele clare de pojar. Dar mulțumim lui Dumnezeu, a trecut bine și acum este bine. Cum a fost fără noi, tata? De unde, drag? Adică mi-a fost dor de voi, mi-a fost dor de voi acum, mai pe final, dar mi-a prins bine. Nu știu. De la? Că am avut mai mult timp și să învăț și să intru în rutina mea. Mai mult n-am ieșit deloc, asta am pentru fost ziua acasă. Ce pentru ziua mea? Pentru ziua ta o folosim, iată ce-ai primit. Ia uite, practic de Valentine's Day, dar pentru că ziua lui Melissa este aproape de... Dragă Sara, îți dorim să ai parte de un 2024 fabulos și de cât mai multe mese pline de iubire alături de cei dragi. Cu drag, echipa Mark România. Acum vine perioada aia, știi, după ce lipsește o perioadă mai îndelungată de acasă, vine încă o perioadă în care trebuie să te pui la loc. Trebuie să ne vedem cu facturile, cu copiii, cu școala, cu... lucruri pe care trebuie să le facem, lucruri pe care nu le-am făcut înainte să plecăm. Trebuie să ne punem înapoi, știi? On the track, știi? Mamă, ce e aici cu bagajele astea? Trebuie să mă apuc să scot tot, toate hainele murdare să le punem la spălat. Toate hainele pe care le-a cumpărat Sara, un bagaj întreg de rochițe de la... Ați văzut videoul anterior cu ce poți face cu 50 de lei în Kenya. Și alea trebuie să punem la spălat. Toate cadourile trebuie să le scoatem, să vedem care sunt pentru cine, cum, cât. După aia trebuie să vină părinții mei, socrii, frații noștri, nepoții. Astăzi o să fie o zi din aia în care ne întâlnim cu toată familia va și îmi place, așa îmi place. O să stăm la poveste, le povestim cum a fost, știi? Lucruri dincolo de videouri, știi? E un sentiment fain. E fain și când pleci, dar și când te întorci, e super fain. Ce faci? Îmi pun ceva în ochi. Știi, mă întrebau oamenii că de ce am ochii roșii. După video-ul ăla cu arestarea căutat de droguri și pe aia cu ochii roșii,
oamenii s-au gândit că, bă, oare ce se întâmplă cu Paul? Nu, am avut ceva la ochi, ca o conjunctivită, ceva de genul ăsta. Era același lucru cum avea și Octav și am continuat cu tratamentul lui și am văzut că am scăpat, știi, după 2 zile. Dar n-am terminat tratamentul de 5 zile și pe aia mi-a apărut iară. De asta, în unele videouri avem ochii roșii așa și mi se făcea o chestie la ochi așa, știi, abia deschideam dimineața. În fine, trecem peste, am acum ajuns acasă, facem unboxing. Ia uite ce e aici. Mamă, deci atâtea chestii am luat, nimicuri, dar lucruri valoroase, cum să zic? Nimicuri valoroase? O punem aici, nu nimicuri valoroase, chestii care nu au fost foarte scumpe. Astea am luat, ia uite, Bath & Body. Ia uite ce am cumpărat, Butter Chicken Meal și garam masala, iară condiment. Ăsta putem să-l facem și noi acasă, dar... Da, noi facem mereu. Îl facem mereu, dar nu. Așa, am luat un șah din piatră. Dar și celălalt din piatră. Ăsta este cadou pentru un prieten al meu. M-am gândit la el, știi, să iau un cadou frumos. Wow, chiar e greu. Nu pare, dar e greu. Eu v-am mai furat un parfum. Am văzut că nu l-ați dat la nimeni și l-am cam luat eu pentru mine. Și eu am. Și e foarte fain. Unul de corp. Ăsta e ieftin. Da. Da, foarte fain. Am unul cu... pasta de ghimbir. Guma. Încă un sapon de creveți. Guma de mâncat. Nu, acum am de șters. Ia, ăstea bagă-le acolo. Radieră, cum se spune. Acolo. Așa. Ia uite, asta. Ia uite cine a venit. Briana! Stai, lasă-mă așa. Ce faci? Ce faci, Briana? Vezi, ia uite, astea-s piesele de șah. Foarte faine, toate sunt din piatră. Da, și noi avem unul, dar cred că ne lipsește. Da? Uite aici ce și-a luat Scarlett, cu cât? Cu 1000 de șilingi? 2000. Cu 2000, da? Da. Da? Okay. Cu 56 de lei sau ceva de... Cu 50, nu mai știu cât. Ce cred și ia uite. Dar sunt real? Original, da. Și încă am mers cu ei acolo, adică erau super. Da. Și uite, și eu la fel. Uite și aia. Am mai luat un sos, am fost noi la cineva și am mâncat sosul ăsta și mi s-a părut foarte bun. Da, și l-am găsit în supermarket. Am luat gem de passion fruit, poate facem niște clătite într-o seară, să ne aducem aminte. Am mai luat încă o praștie. Am zis aia și am luat praștia asta. Am luat o broaie de lemne. Astea sunt linguri. Nu sunt pentru noi, sunt pentru prietenii noștri cadouri. Cei pasionați de gătit să primească niște linguri din astea așa cu os de cămilă aici. Easy, așa un sentiment fain. Ia să gustăm, sper că nu e acidora. Dacă e acidora, te strică și te să luăm altă. Ok, și... Mamă, de ce dulce e! Iam! Ok, bun. Foarte bun. Mult mai diferit decât alea din România. Asta, cred că și sucul e foarte bun. Da. Wow, dar ce-i asta tu, Mel, tu? Ce drăguță ești tu să ne gătești. Am mai făcut și de Crăciun. Arată fain. Dar acum trebuie să se facă, că e rece. Am vrut să fie ceva care poate să fie fresh fix când veniți voi, știi? Drăguța a gătit ieri. Și a pus la frigider, ca astăzi când am venit de la școală și am venit și noi, ne-am sincronizat să nu mai stai în bucătărie, să băgăm nu doar la cuptor ceva și să gătească pentru un... să gătească, să avem o mâncare caldă. Mulțumim, iubita, mulțumim, apreciem foarte mult tata. Dragă, am vrut să vă simțiți bine. Eu când am venit acasă, nu-i vina lor, este vina mea, că am uitat să mă gândesc să dau drumul la căldură. Și aveam și bunici aici și puteam să merg la ei. Dar am venit acasă și erau 13-14 grade și... foarte frig. Am dormit cu pătura peste capul meu, că era foarte rece. Și a doua zi nu am mers centrală, am dat drumul azi noapte. Ne-am mers centrală la ziua tot, 14 grade și eu eram încăpățânată. Eu nu mergeam la bunici, că eu vreau acasă, în patul meu și tot. Frig, foarte frig. Apoi până la urmă s-a făcut cald și am vrut să aveți o primire bună. Da, mulțumim, tata, mulțumim. Wow, ce mâncare fain ai făcut! Mulțumim, da? Da. Mulțumim, tata, mamă, ce fain e. Am apă în gură. Da? Haideți, la masă, toată lumea, cheamă și pe bunii. Hai și tu la masă. Nu știu dacă... Stai cu noi măcar. Știi care este produsul pe care nu l-am mâncat o lună de zile decât, cred că foarte, foarte puțin? Brânză. Brânză nu există în Africa, basically brânza, pentru că au atât de multe vegetale și lucruri naturale și proaspete că ei n-au cultura asta cum avem noi europenii, a brânzei, a salamului, a cărnurilor. Dacă ajungi cu bine acasă, sunteți
acasă. Bunii da, a bunii. Zis că nu credea că o să ne mai vedem de la malarie. Dar de ce ai crezut că nu ne mai vedem? Cum te-ai gândit tu că nu ne mai vedem? Pentru că malaria e o boală da. Foarte gravă la ei. Ai văzut că tocmai a venit cineva din Africa, din Zanzibar, a făcut malarie și a murit. Azi noapte a murit. Din România? Da, pentru că oamenii de aici nu știu să trateze malaria și până se prind că e malarie... Apropo de malarie, sunt mulți care ne-ați lăsat comentarii. Da, voi nu v-ați vaccinat de malarie, da, voi nu mai nu știu ce. Nu ai cum să te vaccinezi de malarie. Cine se informează știe că nu există vaccinare antimalarie, doar se tratează. Cum am făcut noi în legătură cu asta, că am fost și noi în zona asta de Kisumu, unde riscul de malarie este mult mai mare, ne-am luat niște medicamente care se administrează în primele două ore după ce faci febră. Că le poți lua și preventiv, dar noi am zis nu luăm preventiv dacă nu avem probleme. Așa că le-am luat la recomandarea unor medici de acolo, din Kenya, care ei știu despre ce e vorba cu boala asta, care e foarte populară la ei în țară, și le avem la noi. Dacă face unul febră, prima dată, știm că ar putea să fie asta, dar în rest n-are sens să ne agităm. Mamă, cum a venit cu mănuși, mamă, Eric! Ia, da, mulțumim, Eric! Bun venit acasă! De la Emma, drăguța! Bun venit! A, iubita noastră nepoțică, Emma, are niște simptome de asta de boală și am zis că vă mai bine nu stau copiii împreună ca să ia. Cum îi zice boala asta, ce aveți noi? Pojar! Eu nu am! Nu ai? Nu. Pojar! Adică... Mulțumesc! Până acum Iani și toți ăștia au fost bolnavi așa, dar eu nu am avut nimic până acum. Uh-huh. Ai zis totuși să nu cumva să o porți boala și să ne o dai. Da. Drăguții, cum vă ziceam, revederea asta cu verișorii, cu nepoții, cu frații, cu astea e superbă. E mozzarella... Servus, bebe! A venit bunica. Rebecca, noi eram la aici la mâncarea lui Mel. Este foarte bună brânză cu mamă. Melissa. Mm. Te poți mărita, gata. Ești pregătită. Deci nu are nicio legătură cu mangoul de la noi, nu? Românesc. Da. Hai, Brie. Să mănânci în fiecare zi din astea. Aduce gust de, de plantă de aia de pin. Muguria de pin. Pentru mine. Ce interesant e. Așa. Și ia și scobește. Uh-huh. Și mănânci înăuntru. Asta e mai acrișor să vedem ce părere ai. Da, să merge pe un cheesecake și să-l pui așa ca sos. E bun. Și cât rezistă? Passion fruit e cel mai ușor de transportat, că nu se strică. Și dacă arată mai urât la suprafața aici, înăuntru se păstrează. Asta e preferatul tău? Da, passion e preferatul lui Amza. Ok, și... Mamă, de ce dulce e! Yum! Ok, bun. Foarte bun. Mult mai diferit decât alea din România. Asta, cred că și sucul e foarte bun. Da. Îți mulțumesc că te-ai uitat până la final. Săptămâna viitoare urmează un vlog super fain. Am avut o experiență extraordinară cu niște băieți din centrul de reabilitare de dependențe, să zicem. În principal droguri și păcănele și așa mai departe. Am avut niște băieți de la Cluj, veniți la noi în casă. Am făcut o tabără de două zile, au dormit peste noapte aici la noi în casă, toți băieții. Am avut un timp extraordinar. În următoarele vloguri și primăvara asta o să avem o discuție destul de directă despre consumul de droguri și mesajul meu este în primul rând pentru copii și pentru adolescenți și pentru tineri, iar apoi pentru părinți. De fapt nu apoi, adică nu le-aș ierarhiza în felul ăsta, în egală măsură, dar este momentul să vorbim direct cu voi, cu comunitatea noastră despre problema asta care ne paște pe toți. Lumea drogurilor este frumoasă la început, dar la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, vine nota de plată și este important ca generația noastră, a noastră și a copiilor noștri să știe tot adevărul despre droguri, așa că urmează un vlog foarte fain aproape de inima noastră în curând. Ne vedem! Pa, pa!